Capitolul 4. Clipa, acum. La prima vedere, prezentul este doar unul dintre nenumăratele momente. Fiecare zi a vieții pare să fie compusă din mii de momente în care se întâmplă diverse lucruri. Și totuși, dacă te uiți mai atent, nu există de fapt un singur moment etern? Nu este viața întotdeauna momentul de față? Acest moment unic, clipa, acum, este singurul lucru de care nu ai cum să scapi, singurul factor constant din viața ta. Indiferent ce se întâmplă, indiferent cât de mult se schimbă viața ta, un lucru e sigur, este mereu clipa acum. Din moment ce nu poți scăpa de clipa acum, de ce să nu o întâmpini cum se cuvine, să te împrietenești cu ea? Când te împrietenești cu momentul prezent, te simți acasă, indiferent unde te afli. Dacă nu te simți acasă în clipa acum, indiferent unde ești, nu te vei simți bine nicăieri. Momentul prezent este așa cum este, întotdeauna. Poți să-l lași să fie așa cum e? Momentul trecut, prezent și viitor sunt făcute de minte și, în ultima instanță, iluzorii. Trecutul și viitorul sunt formale gândirii, abstracții mentale. Nu-ți poți aduce aminte de trecut decât în clipa acum. Ceea ce-ți amintești este un eveniment care a avut loc în clipa acum, iar tu ți-l amintești în clipa acum. Viitorul, când va veni, este clipa acum. Așa că singurul lucru adevărat, singurul lucru care există, este clipa acum. Să îți menții atenția în clipa acum nu înseamnă să-ți refuzi lucrurile de care ai nevoie în viață. Înseamnă să-ți dai seama de ceea ce este cu adevărat important. Apoi vei putea să te ocupi cu mai multă ușurință de ceea ce este secundar ca importanță. Nu înseamnă că spui, nu mă mai ocup de nimic pentru că nu există decât clipa acum. Nu. Mai întâi află ce este cel mai important și fă din clipa acum prietenul, nu dușmanul tău. Întâmpină-l, onorează-l, atunci când clipa acum este fundația și principala preocupare a vieții tale, ea se va desfășura cu ușurință. Indiferent dacă speli vasele, creionezi o strategie de afaceri sau plănuiești o călătorie, ce este mai important? Să faci lucrul respectiv sau să obții rezultatul pe care îl voiai făcându-l? Clipa aceasta sau o clipă viitoare? Încă mai abordezi acest moment ca și cum ar fi un obstacol pe care trebuie să-l depășești? Simți că există o clipă în viitor la care să ajungi și care e mai importantă? Majoritatea oamenilor trăiesc în acest fel cea mai mare parte a timpului. Din moment ce viitorul nu vine niciodată decât ca prezent, acesta este un mod de viață disfuncțional. El generează un constant curent subtil de neliniște, tensiune și nemulțumire. Și nici nu onorează viața care este clipa acum și nu este niciodată altfel decât clipa acum. Simte viața din corpul tău, aceasta te ancorează în clipa acum. În ultima instanță, nu îți asumi responsabilitatea pentru viață până nu îți asumi responsabilitatea pentru clipa de față, clipa acum. Aceasta este pentru că clipa acum este singurul loc în care poate fi găsită viața. Să îți asumi responsabilitatea pentru clipa de față nu înseamnă să te opui intern naturii clipei acum, și nici să nu intri în contradicție cu ceea ce este, ci înseamnă să fii una cu viața. Clipa acum este așa cum este, deoarece nu poate fi altfel. Fizicienii confirmă astăzi ceea ce budiștii știau dintotdeauna. Nu există lucruri sau evenimente izolate. Dacă treci de aparențe, toate lucrurile sunt interconectate. Sunt părți ale totalității cosmosului care face posibilă forma acestei clipe.
Când spui da lucrurilor care sunt, ești una cu puterea și inteligența vieții însăși. Numai așa poți deveni un agent al schimbării pozitive în lume. O practică spirituală simplă, dar radicală, este să accepți că orice ia naștere în clipa acum, înăuntru și în afară. Când atenția ta se mută în clipa acum, va apărea și starea de tensiune. E ca și cum te-ai trezi dintr-un vis, din visul gândirii, visul trecutului și prezentului. Câtă claritate, câtă simplitate! Nu mai este loc de îngrijorare, rămâne doar clipa, așa cum este ea. În momentul în care atenția ta e concentrată în clipa acum, realizezi că viața este sacră. Sacralitatea există în orice lucru pe care îl percepi atunci când tu ești prezent. Cu cât trăiești mai mult în clipa acum, cu atât mai mult simți bucuria simplă și totuși profundă a ființei, precum și sacralitatea a tot ceea ce înseamnă viață. Multă lume confundă clipa acum cu ceea ce se întâmplă în clipa respectivă, dar nu este așa. Clipa acum este mai profundă decât ce se întâmplă în ea. Este spațiul în care se întâmplă. De aceea nu confundați conținutul acestei clipe cu clipa acum. Clipa acum este mai profundă decât orice conținut care iese la iveală din ea. Când pășești în clipa acum, pășești în afara conținutului minții tale. Fluxul neîntrerupt al gândirii încetinește. Gândurile nu-ți mai absorb toată atenția, nu te mai acaparează în totalitate. Apar pauze între gânduri, spațiu, liniște. Încep să-ți dai seama că ești mult mai complet și mai profund decât gândurile tale. Gândurile, emoțiile, percepția senzorială și lucrurile prin care treci alcătuiesc conținutul vieții tale. Viața mea este lucrul din care îți construiești simțul de sine și viața mea este conținut, sau cel puțin așa crezi. Uiți în permanență aspectul cel mai evident, sentimentul cel mai lăuntric de eu sunt, nu are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă în viața ta. Sentimentul de eu sunt este una cu clipa acum. Întotdeauna rămâne la fel. În copilărie și la bătrânețe, bolnav sau sănătos, la succes sau la eșec, eu sunt, spațiul în care se află clipa acum, rămâne neschimbat până la cel mai profund nivel. De obicei este confundat cu conținutul și de aceea experiența ta cu privire la eu sunt sau clipa acum este slabă sau indirectă prin intermediul conținutului vieții tale. Cu alte cuvinte, sentimentul tău de ființă este ocultat de circumstanțe, de fluxul gândirii și de nenumăratele lucruri din această lume. Clipa acum ajunge să fie ocultată de timp și astfel uiți de înrădăcinarea ta în ființă, realitatea ta divină și te pierzi în lume. Dezorientarea, furia, depresia, violența și conflictul apar atunci când oamenii uită cine sunt. Și totuși, cât de ușor este să-ți amintești adevărul și astfel să te întorci acasă. Eu nu sunt gândurile, emoțiile, percepțiile senzoriale și experiențele mele. Eu nu sunt conținutul vieții mele. Eu sunt viața. Eu sunt spațiul în care se întâmplă totul. Eu sunt conștiința. Eu sunt clipa acum. Eu sunt.